acesta de mai multe ori și de fiecare dată stăm pe bancă, eram îndemnați mai multe fratele, dacă avem o mărturie, să venim în față să o aducem. Și de fiecare dată mă gândeam, va fi altcineva să mărturisească, că Domnul a făcut multe minuni în locul acesta. Dar în seara aceasta, așa am simțit îndemnul, dacă tot am o poezie de inimă, să mărturisesc că am fost în locul acesta cu o vreme în urmă. Și am venit doar din curiozitate să văd și ce se întâmplă la o seară de vechi, pentru că n-am fost niciodată. Și am venit aici în adunare și se cânta cântarea Trece Iisus pe aici. Și mie mi s-a părut ceva deosebit, atunci am auzit-o prima dată. Iar pe coloană, din timpul sarcinii cu primul copilaș, aveam două bucăți de carne. Una mai sus între umeri și una mai jos către rinichi. Și mi-era foarte frică să merg la medic. Era deja durerea de 5 ani. Și luam tot felul, diclofenac, ibuprofen, ce știam eu. Și mai făcea soțul masaj să pot să dorm, să mă întorc în pat. Dar totuși la medic, cum să mă duc? Ce o să-mi facă? Să mă opereze pe coloană? Știam că e un lucru foarte grav. Și nici prin cap nu trecea să merg la medic. Și în seara aceea, când am venit aici, la sfârșit, era târziu, eu mă gândeam, Doamne, seara de vechi, a început la 6, nu cred eu că o să rezist până la 10 noapte, că la adunare, la ora 8, de-abia așteptam să fugim acasă uneori. Și totuși, timpul a zburat așa de repede, când am trezit la ultima rugăciune, când au fost chemați la uncea de cei bolnavi. Și eu încă stăteam liniștită pe bancă. Dar a început din nou cântarea, Trece Iisus pe aici. Și atunci, în inima mea, chiar am crezut că în locul acesta trece Iisus. Și dacă trece Iisus, sigurat o să mă vindece. Și am venit în față, la ungere, frații s-au rugat. Eu am crezut că Domnul Iisus chiar poate să mă vindece. Și din seara aceea am mers acasă și nu m-a mai durut nimic. Nu mai aveam, îl puneam pe soțul totuși să verifice, chiar nu mai am nimic pe coloană. Și nu mai am nimic. Au trecut de atunci câțiva ani și n-am mai avut deloc nicio durere. Dar anul trecut a început să mă doară rău piciorul drept. Și tot mai rău și tot mai rău. Și mă gândeam, Domnul m-a vindecat odată de ceva foarte grav. Acum un genunchi, sigurat Domnul poate să-l vindece. Și am venit aici la ungere și am avut credință că Dumnezeu mă poate vindeca. Dar am plecat acasă cu piciorul tot bolnav. În schimb m-am gândit, Dumnezeu m-a ascultat odată la prima mea rugăciune. Chiar dacă n-am avut credință, când m-am rugat cu credință, Dumnezeu m-a vindecat. Cred că de data asta mă lasă să aștept. Și i-am amintit mereu Domnului, mai vindecat, Doamne, știu că pot și de data asta. Și m-am rugat și am așteptat și durerea a devenit tot mai mare, genunchiul meu mă durea mai rău, începea să scârție când urcam scările, nu puteam să stau pe genunchi pentru că nu mă mai puteam ridica, că mi-am urțat tot piciorul. Și la fel, iar și am luat medicamente, iar... Dar, într-o zi, la biserica unde umblu eu, la Muntele Sionului, de acolo fac parte, a fost cina, în urmă cu 3 luni acum. Și la fel, un frate păstor ne-a îndemnat, dacă avem credință, în momentul în care vom lua din farfurie, Dumnezeu nu poate vindeca, pentru că în Biblie spune, rănile Lui suntem tămăduiți. Și am zis, Doamne, aștept un an de zile să-ți amintești de mine, știu că poți. Te rog din toată inima să mă vindeci astăzi și am să mărturisesc tuturor că Tu ai aceeași putere și astăzi. Aleluia. Și de la cină, din urmă cu 3 luni, nici genunchiul nu mă mai duc deloc, deloc. De aceea aș vrea în seara aceasta doar să vă îndemn să aveți credință. Amin. Uneori ne vindecă Dumnezeu la prima rugăciune făcută din toată inima. Alteori, chiar dacă facem rugăciunea din toată inima, eu cred că Dumnezeu ne lasă să așteptăm, să vedem dacă rămânem credincioși, că El poate. Amin.